Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a știrilor TVR. Sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc că ne urmăriți. Internarea obligatorie, izolarea și carantina sunt din nou la îndemâna autorităților pentru a preveni răspândirea noului coronavirus și pentru a reduce numărul infectărilor. De azi, legea care le permite toate aceste măsuri a intrat în vigoare, iar guvernul s-a reunit în ședință pentru a completa hotărârea care a prelungit starea de alertă cu încă 30 de zile în țara noastră. Ne-a revenit, practic, dreptul de a putea lua măsuri de protecție a sănătății publice, măsuri de izolare, de carantinare, de tratare a pacienților în spitale sau într-un cadru organizat sub supraveghere medicală. Trebuie să reamintim românilor că în urma deciziei Curții Constituționale, peste 900 de pacienți au cerut externarea și peste 3.000 de români diagnosticați nu au fost internați pentru tratament în spital. Începând cu data prezentei hotărâri, se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările zonele de risc epidemiologic ridicat. Se instituie măsura carantinării persoanelor care au intrat în contact direct cu persoanele infectate care se dispune pentru fiecare persoană individual prin decizia Direcției de Sănătate Publică pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții, tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare, exemplu, afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării și așa mai departe, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină. De la guvern, premierul Ludovic Orban a plecat direct la Ministerul Sănătății, a participat la o videoconferință cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, face declarații în acest moment, îl ascultăm. Direcțiile de sănătate publică din teritoriu pentru a stabili măsurile necesare pentru aplicarea legii 136 privind izolarea și carantina. Discuția a fost extrem de importantă pentru că am stabilit măsuri imediate. De asemenea, s-a discutat despre actele normative subsecvente care trebuie emise în aplicarea legii. Vă dau numai câteva elemente din cadrul discuției. Prima și cea mai importantă problemă este cea legată de cei peste 4.000 de cetățeni români care fie au ieșit la cerere din spital înainte de a fi vindecați, fie au fost diagnosticați pozitiv și nu s-au internat. Pentru aceste cazuri, direcțiile de sănătate publică, în baza unei decizii a ministrului, vor emite decizii care să cuprindă, pe de o parte, obligativitatea izolării la domiciliu, pe de altă parte, obligativitatea reevaluării stării de sănătate prin diagnosticare. Urmând ca, în cazul în care s-au vindecat, testul ieșind negativ, normal, să iasă din izolare, iar în cazul în care sunt pozitivi, dacă sunt asimptomatici, să rămână 14 zile în izolare la domiciliu, sub, evident, tratament și supraveghere medicală, iar dacă au simptome care necesită internarea, să se dispună prin decizia ale directorilor DSP, intrarea în spital. În ceea ce privește toate persoanele care fie sunt suspecte de COVID și urmează să fie diagnosticate, pentru ele direcțiile de sănătate publică vor emite deciziile de internare pentru diagnosticare, iar după diagnosticare, în cazul în care sunt pozitiv,
În funcție de recomandarea medicului, se vor emite deciziile de tratare în spital. De asemenea, împreună cu Ministrul Sănătății și cu domnul ministru Tătaru, am constatat necesitatea câtorva ordine care trebuie emise. Ordinul privitor la funcționarea centralelor de diagnostic. Ordin care să cuprindă, pe de o parte, obligativitatea noului tip de raportare. Se știe că în lege există un articol care stabilește schimbarea sistemului de raportare, adică menționarea în mod distinct a cazurilor de persoane care sunt diagnosticate prima oară, sunt diagnosticate pozitiv și prezentarea separată a persoanelor care sunt retestate cu diagnosticul pe care îl au, fie pozitiv, fie negativ. De schimbarea sistemului de raportare, de asemenea, o anumită prioritizare în ceea ce privește testarea, în care prioritatea la testare trebuie să se acorde persoanelor care necesită testarea, pentru care este necesară testarea în baza protocolului de evaluare. Abia după aceea să fie testate persoanele, de exemplu, care vor să călătorească în alte scopuri, scopuri turistice și care au nevoie de un rezultat. De asemenea, să există o diferențiere clară între cei care necesită testarea că au simptome sau că se încadrează în cadrul protocolului de testare și cei care solicită testarea din alte motive. De asemenea, am discutat despre un aspect extrem de important în cadrul bătăliei anti-COVID și anume derularea anchetelor epidemiologice, în care de asemenea am hotărât cu domnul ministru Tătaru că va fi emis un ordin care să stabilească foarte clar procedurile din momentul în care o persoană e diagnosticată pozitiv, cum se dispune ancheta epidemiologică, care e termenul de efectuare a anchetei epidemiologice, cel mai probabil maxim 24 de ore, măsurile care se dispun privitoare la persoanele care au intrat în contact cu persoana care a fost diagnosticată ca fiind infectată cu coronavirus. Sigur că am discutat amănunte de îmbunătățire a comunicării dintre direcțiile de sănătate publică și spitale, centrele de diagnostic. De asemenea, am discutat de un element extrem de important și anume întărirea direcțiilor de sănătate publică. Se știe că în lege s-a reintrodus posibilitatea detașării fără acordul conducătorului instituției unde lucrează angajatul și fără acordul angajatului în cazul în care nu se pot ocupa funcții în DSP-uri sau în spitale sau în sistemul de ambulanțe prin voluntariat. Deci am solicitat fiecare direcție de sănătate publică să-și facă o evaluare a necesarului de angajați suplimentari, indiferent că sunt medici, asistente medicale sau alte categorii de angajați, astfel încât, utilizând acest drept legal, să putem să completăm efectivele direcțiilor de sănătate publică la nivelul necesar. Domnul ministru? Bună ziua! După cum știți, astăzi a intrat în vigoare legea carantinei și izolării, pe care a trebuit să o punem în concordanță cu legea 55, referitoare la infecția SARS-CoV-2. Am avut discuțiile cu Direcția de Sănătate Publică, nelămuriri vis-a-vis de implementarea acestei legi, urmând ca în zilele următoare să avem și ordine de ministru și hotărâre de guvern care să pună în aplicare această lege. După cum puteți vedea și dumneavoastră, suntem într-un moment pandemic de o creștere progresivă a numărului de cazuri. Vom avea două săptămâni dificile pentru a putea reimpune acele măsuri de carantină, izolare în spital, izolare la domiciliu. În funcție de cooperarea la aceste măsuri, în funcție de respectarea anumitor norme de desfășurare a unor activități, vom putea vedea în următoarea perioadă și evoluția.
Mă repet, suntem într-un moment în care instituțiile statului, împreună cu agenții economici care au beneficiat de anumite relaxări, cât și de populația civilă, suntem responsabili pentru o evoluție favorabilă a acestei pandemii. Legislația care intră astăzi în vigoare ne va oferi în zilele următoare pârghiile pentru a putea scădea acest număr de cazuri. Dar, mă repet, vom avea două săptămâni destul de grele, muncă asiduă, atât la nivelul Direcției de Sănătate Publică, cu care am discutat acest lucru astăzi, cât și la nivelul unităților sanitare. În condițiile în care mizăm și pe dumneavoastră pentru a populariza această lege, cât și regulile de igienă, regulile cu precauțiile pentru a putea ajunge în acel moment în care eram acum 5 săptămâni. Vă mulțumim! Da, suntem, după cum vă spuneam, într-o perioadă de creștere ușoară a acestui număr de cazuri noi. Sunt și testările pentru cei care sunt internați, sunt și testările pentru cei noi din anchetele epidemiologice, sunt și testările pentru cei care vor să plece în concediu și să facă acele testări la cerere. Tot ce înseamnă focare, tot ce înseamnă focare noi constituite, sunt gestionate prin anchete epidemiologice, urmând ca acolo unde vom avea o supra-solicitare a activității medicale, și mă refer la terapiile intensive, să putem, cu acordul acestei legi, să facem și detașări de personal, dar să putem transfera și acești pacienți în acele unități unde avem locuri pentru terapie intensivă. În condițiile actuale, legi doar cu acordul medicului curant, care vede că s-a vindecat acel pacient, sau acel medic curant indică în continuare internarea, solicitând DSP-ului un aviz administrativ pentru acest lucru. Medicul face acea evaluare clinică, biologică și paraclinică, da? Paraclinic însemnând și radiologic, își face o evaluare a cazului, dacă este asimptomatic propune DSP-ului și pacientului externarea cu izolarea la domiciliu. În condițiile în care pacientul vrea sau solicită pentru a-și urmări în continuare evoluția, poate rămâne internat în spital. Dacă refuză, atunci prin act administrativ, dacă medicul curant indică acea internare, fiindcă pacientul reprezintă un pericol de transmitere, atunci se solicită DSP-ului, care trebuie să vină în cele două ore, să dea acel act administrativ, acel aviz pentru internarea în continuare până la vindecare. Până vom alcătui acel corp de voluntari, avem la îndemână în acest moment detașarea, la început voluntară, apoi detașarea după nevoi. Chiar în aceste momente, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, facem și am și făcut zilele trecute evaluarea tot ce înseamnă medic de terapie intensivă, rezident de terapie intensivă și de boli infecțioase, în vederea a faptului că în următoarea perioadă vom avea nevoie de detașare. Noi mizăm pe acea detașare voluntară în care colegii noștri medici beneficiază și de acel 50% spor plus 2% care sunt diurna, și sperăm că acest lucru să se întâmple voluntar. Activitatea medicală este un act profesional și eu sper ca toți colegii noi să înțeleagă că este un moment dificil pe care trebuie să-l trecem împreună. Vom face acele... După cum ați putut vedea, conform legii, putem face această detașare și involuntar. Noi vom face în așa fel încât acele unități medicale să beneficieze de personal de care nevoie pentru a putea trata pacientul infectat COVID. Contează și pentru noi primează sănătatea pacienților noștri și sănătatea poporului român. S-a discutat acest lucru, medici de familie pot fi implicați în acest moment pentru cei care sunt în izolare la domiciliu, fiind cei care urmăresc acest pacient și având legătura permanentă cu acest pacient. Toți acești medici de familie vor fi cooptați în perioada următoare și în cadrul unor anchete epidemiologice pe care le desfășurăm, având în vedere că avem și un număr mare de cazuri. V-a explicat și domnul prim-ministru, da? Ei vor fi reevaluați, în primul rând sunt identificați, la domiciliu, izolați, DSP-ul, medicul de familie vor lua act de acest lucru, vor face o testare, dacă ei sunt pozitivi, rămân în continuare, dacă n-au simptomatologie, până la vindecarea 14 zile la domiciliu în izolare, dacă au simptomatologie, merg în spital și sunt tratați ca atare. Și ce unie de pacienți este? Același lucru. Mulțumim.
Având aceste pârghii legale și cu respectarea de către noi toți a regulilor de precauție, a distanțării fizice, a portului măștii în interior, în mijloc de transport în comun la locul de muncă, noi sperăm să avem doar o creștere ușoară. Aceste 2 săptămâni sunt necesare tocmai pentru consumarea bolii la cei care în acest moment sunt pozitivi. Mulțumim! Mulțumim! Domnilor și domnilor, ați urmărit declarații în direct de la Ministerul Sănătății. L-am ascultat ceva mai devreme pe Ludovic Orban după videoconferința cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică. Sunt imagini în direct chiar în acest moment, spunea acesta. Sunt declarații în continuare, l-ascultăm pe Ludovic Orban. Sistemului de raportare, după care de mâine vor raporta conform noului sistem. Suntem în lucru cu programele pe bugetul Uniunii Europene 2021-2027 din cadrul acordului de parteneriat cu Uniunea Europeană, care stă la baza utilizării fondurilor europene. De asemenea, am demarat... Declarații în direct de la Ministerul Sănătății, spunea premierul Ludovic Orban că o problemă este cea legată de cei peste 4.000 de români care au plecat din spitale sau au fost depistați pozitiv la test și nu au dorit să se izoleze. DSP-urile au o misiune grea în perioada următoare. Trebuie urmărită starea de sănătate a acestor persoane și trebuie să fie internați în spitale acei pacienți care nu se simt bine sau care pot transmite virusul în societate. A mai precizat Ludovic Orban că mai sunt câteva ordine care vor fi emise în perioada următoare. Raportarea se va face diferit potrivit noi legi. Va exista o rubrică specială pentru cei care au fost depistați pozitiv și sunt retestați. Un alt ordin va conține date concrete despre anchetele epidemiologice. Vor exista termene mai mici pentru depistarea persoanelor care au intrat în contact cu acele persoane infectate cu noul coronavirus. Vom avea 2 săptămâni destul de grele, este avertizmentul venit de la Ministrul Sănătății Nelu Tătaru. Au venit cifrele pentru ultimele 24 de ore. Un nou record pentru țara noastră. Aproape 1000 de persoane au fost depistate pozitiv la testul pentru coronavirus. Este cea mai mare cifră din ultimele 4 luni. Mergem chiar acum la Diana Brâncuș. Ea a studiat raportul grupului de comunicare strategică și ne dă detalii. Bună ziua, Diana, ești în direct. Bună ziua tuturor! Am depășit pragul de 39.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus de la începutul epidemiei. Numai puțin de 994 de îmbolnăviri au fost anunțate astăzi. În plus, este cel mai mare număr de când a fost confirmat primul caz pe teritoriul României și aceasta în condițiile în care numărul testelor a fost dublu față de ziua anterioară. Mai precis, s-au fost peste 17.000 de teste prelucrate, iar rata pozitivității se apropie de 6%, ceva mai mică decât ieri. Aproape 25.000 de dintre cei confirmați au fost deja declarați vindecați, deci au avut 2 teste negative succesive. În bilanț sunt mult mai mulți față de ieri, sunt peste 1.700, în condițiile în care dintre cei peste aproape 3.700 de pacienți care nu fuseseră internați în urma deciziei CCR, o mare parte dintre ei se vindecaseră și nu apăreau în cifrele oficiale. Numărul celor externați la CER a urcat la 1087, iar numărul celor decedați a atins 2074 de persoane. 36 au murit în ultimele 24 de ore, o persoană fără comorbidități. Diana Brâncuș, îți mulțumim pentru toate aceste informații. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției speciale de astăzi, însă nu schimbați canalul. Alina Stancu vă așteaptă la telejurnalul orei 14 cu cele mai noi informații. Sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc că ne urmăriți. Până data viitoare, numai bine să vă fie. Pe curând!